Bine, cine ești? Ești. Îngă-l partea de-a spus. Îți băgat așa, Pauli, am zis că... S-a scurs. Nu, și se întâmplă, am putea să mai întinde cât unul pe ele, că sunt tinse. Și uite, și vedeți pe cap, știi? Nu, dar azi iau, dar pe rândul ăla erau de zis. Păruiesc cu cam ce. Ce-i din nou. Spate-i închis. Cam. Hai, suntem în drepturi. Informare privind ordinul prefecturii județului Bacău, numărul 275 din 28 anul 2017 și numărul 276 din 28 anul. Probleme curente ce se supun dezbaterii. Se suplimentează ordinea de zi cu încă două proiecte. Proiect de hotărâre privind modificarea hotărârii Consiliului Local numărul 21 din 14.3.2017 pentru aprobarea indicatorilor clinico-economici și a cheltuielilor eligibile și neeligibile, aferente investiției, modernizarea extensiunii medical, S-a Brătila. Proiect de hotărâre privind modificarea hotărârii Consiliului Local numărul 22 din 14.3.2017 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a cheltuielilor eligibile și neeligibile aferente investiției, modernizarea dispensării medicale S-a Brătila. Cine este pentru? Împotriva, abține. Proiectul numărul 1, proiectul de hotărâre privind aprobarea decontarea sumei de 4.564 reprezintă contravalabil cheltuielilor transport datic și-a obținut pentru 1 septembrie 2017. Cine este pentru? Împotriva, abțineri. Proiectul numărul 2, proiect de hotărâre privind stabilirea modului de întocmire și ținere a registrului agricol la nivelul UAT-HRGU. Cine este pentru? Discuții? Păi ați citit ce ar fi împotriva faptul că în acest proiect face calculatorul acum, nu? Eu așa am înțeles în acea... Da. Și dacă ar fi cineva în potriva acestei... Deci ordonanța 28, care reglementează registrul agricol, a fost modificată prin legea 54, modificată și completată. S-a înființat un registru electronic național, centralizat, care gestionează conținutul în format electronic a tuturor registrelor electronice la nivelul unităților administrativ-teritoriale, în consecință și la nivelul unității administrativ-teritoriale din regiu, s-a înființat acest registru în format electronic, deci noi avem infrastructura necesară ca de la 1 ianuarie 2018 registrul agricol să fie ținut doar în format electronic, care este interconectat cu acest registru național. E o procedură mai complicată pentru că va trebui tot de la 1 ianuarie 2018 să avem și un nomenclator stradal, se lucrează încă la acest sistem, încă nu este implementat și atunci când va fi finalizat vom avea o evidență completă a tuturor. Cred că ședința pare bine, o să aprobăm denumirea tuturor străzilor. Noi, în mare parte, am păstrat denumirile populare pe cele care erau înregistrate în inventarul public al Consiliului Local, gen ulița Oicilor, ulița Antocilor, nu știu care, pentru că dacă ar fi trebuit să le modificăm pe toate, ar fi fost un procedeu mai complex, să dăm denumiri de, nu știu, istorici, poieți, nu știu ce, memoriu... S-a schimbat și numărul de acasă. Și se schimbă și numărul acasă, bineînțeles, ca și străzile. Încă nu le-am schimbat, pentru că o să trebuia să le aprobăm. Sunt câteva străzi, acolo nu am putut păstra denumirea, nu știu, dealul Ciuncilor, sau nu știu care,
suna oarecum altfel și atunci o să mergem pe denumire de copaci, de plante, de flori, nu știu, cu crizantemilor sau câmpilor. Iar de la groază și punem... Da, trebuie să trecem printr-o comisie la nivel de prefectură și apoi o să aprobăm aici cu toții de cășeința carupinei, urmând ca apoi să dăm comandă de plăcuțe și denumiri de străzi ca și numere la fiecare poartă, pe fiecare rol. Și apoi următoarea fază, unde deocamdată nu se știe foarte, foarte mult, în cei dau CPI nu puțin de multe informații, o să fie, cred că, cea de parte electronică, soft, calculatoare, program, o firmă cu care să încheiem un contract, pentru că e foarte bine așa cum e gândită, din punct de vedere, atunci când spui un număr de rol cu un CNP, să știi absolut totul despre rolul respectiv, arhivă, bunuri, terenuri, amenzi și toate celelalte. Nu mai trebuia să lucreze în 3-4 compartimente. Repet, asta de la 1 ianuarie 2018, noi suntem, pe decât să zic eu, în grafic, la altă primă neamă spune care n-au început. Sunt convins că, așa cum e la noi, se vor prelungi termenele și o să mai dureze un timp, ca și la deci, cadastrul general, ca și la PNL-le acum și multe altele. Da. Cine este pentru aprobarea acestui proiect? Împotriva, abțineri? Numărul 3 este o informare. Informare prin ordinul prefectului județului Bacău, numărul 275. Deci, ce vă rog, haideți să aprobăm o proiectul de hotărâre și la final vă citesc ordinul. Informarea. Informarea. Așa. Deci, și 4. Probleme curente la proiectul de hotărâre privind modificarea hotărârii Consiliului Local, numărul 21 din 14.3.2017, pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a cheltuielilor eligibile și neeligibile aferente investiției. Modernizare, dispensar, medical stat și după cum știți, în luna mai am depus mai multe proiecte la PNDL. Doar două ne-au fost acceptate în luna iulie. Până joi știam că termenul limită era ieri, 30 septembrie. Noi eram în grafic cu totul, aveam proiectul terminat și finalizat și pentru dispensarul de la Drăguce și de la Chiregiu și de la Brătila. Am primit un mail că s-a prelungit până pe 29 noiembrie 2017. Și atunci am spus ca să nu facem un extraordinar, reactualizăm indicatorii tehnico-economici pe care am aprobat într-o primă fază în mai, dar au scăzut pe partea de proiectare. Întrucât s-a schimbat legea, ordonanța cea 28, astăzi e o lege 907 și e fixat de lege indicatorii pe care o să ia proiectantul. Și au scăzut fiecare proiect, nu știu cât, 30.000, 20.000, nu știu exact valoarea pare de proiectare. Sunt întrebări? Spune-mi la vot. Cine este proiectul? Împotriva, ține? Și probleme curente ce se spune mai dat că vă citesc ordinul prefectului prin adresa 1826 din 3-a 10-a, instituția prefectului ne comunică două ordine ale prefectului prin care s-au constituit la nivelul instituției prefectului persoanele împuternicite să constate și să aplice sancțiuni contravenționale. S-au constituit următorii agenți constatatori: Neagu Daniela Roxana, consilier juridic, Pură Gheorghe, consultant, cancelarea prefectului, Chiriac Ionuț, șef serviciu juridic, Raluca Bobș, consilier juridic, Rozavu Mihaela, consilier juridic, Leca Maria Magdalena, consilier juridic, Velic Beatriz Violeta, consilier juridic. Persoanele împuternicite au dreptul să constate contravențiile și să aplice sancțiunile contravenționale reglementate de următoarele acte normative. Articolul 18 din legea 215 din administrația publică locală, articolul 19.1 din legea 213/98 privind bunurile de proprietate publică și cu modificări și completări ulterioare, legea 255 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, articolul 31 din legea 153/2011 privind măsuri de creștere a calității arhitecturală ambientale a clădirilor,
articolul 24 din ordonanța Guvernului 20/1994 privind măsuri pentru reducerea riscului seismic al construcțiilor existente, articolul 20 din ordonanța Guvernului 21/2002 privind gospodărirea localităților urbane și rurale, articolul 20 din ordonanța Guvernului 21/2001 privind registrul agricol, articolul 24 din hotărârea Guvernului 1857/2011 pentru aprobarea normelor privind abordarea drapelului României și intonarea imnului național și folosirea sigiliilor cu tema României. Articolul 24 din hotărârea Guvernului 687/1993 privind folosirea și expunerea temei României. Hotărârea 644 privind modelul sigiliilor cu tema, păstrarea și utilizarea acestora, scoaterea din folosința sigiliilor cu tema României. Articolul 18 din hotărârea Guvernului 1206/2001 privind aprobarea normelor de aplicare a dispozițiilor privitoare la drepturile cetățenilor aparținând unei minorități naționale de a folosi limba maternă în administrația publică locală. Articolul 32 din hotărârea Guvernului 384/2004 privind aprobarea comerțului cu produse și servicii de piață în unele zone publice. Articolul 4 din hotărârea Guvernului 1423/2004 privind aprobarea programului de combatere a birocrației în afișarea de relații publice. Și prin ordinul prefectului 276 s-a aprobat modelul procesului verbal de contravenție la încălcarea actelor normative pe care vi le-am enumerat. Prin adresă suntem sesizați să aducem la cunoștință a primarului, a consiliului local și a membrilor comisiilor de fond funciar prevederile acestor acte normative. Acolo ne spui călcații vor fi anumitat, nu? Da, amenzile sunt cele mai multe imense. Este o informare, să spun. Nu, este o informare. Deci, avem obligația să ducem la cunoștința consilierilor. Trecem la număr 4, probleme curente care se spun dezbaterii. Consilii, cere nici pe diverse, dacă se înscrie cineva. La diverse, da. Spune domnul Mărinor. Păi da, mai spune, dacă se înscrie cineva, poți mai înscrie și alții. Așteptăm. Mai e nimeni, nu ești. Da. Da. O problemă ar fi, domnul primar, tot se lucrează la rigolele pe Drăgugești. E acolo la șupătul ăla din fața căminului. Conectarea la țeava aia, care ea nu prea mai e utilă, dar tot facem rigole. Și în stânga și în dreapta, îți rămase spații în care săptămâna trecută a căzut unul cu un cal. Acolo abia l-au scos, mai să-l rup în două. Cum? Unde e Ciușmeaua? Unde e Ciușmeaua? Deci omul s-a dus să-l adapte la șupăt. O să vedeți cum, ce fel e acolo. Rămas și în stânga și în dreapta. Deci tot lucrează băieții la rigole să facă o conexiune cât mai aptă și cât mai utilă. E drumul lateral acolo, care către... Deci chiar în fața căminului. Șupătul la cămin, alt cămin, alt șupăt la căminul. Acolo o să vină un podreț, crezi, și e finalizat. Tot da, la, cu Dalii, da? Clar, dar trebuie făcut, pentru că vine perioada de mediat iarnă și chiar e... Nu a fost prins în proiect, dar avem resurse, pentru că au fost zone la care am renunțat. Vis-a-vis de cămin, nu știu exact cum se numește, domnul, îmi spune că foarte mult apă care vine pe dealul ăla de la potrânechii de sus, pe drum, îi vine în casă și are probleme. Și atunci o să fac și pe partea dreaptă de gol, cum coborăm în sat, cred că e mai mic capacitate. Da, dar acolo din totdeauna a fost rigolul, la bozul ăla, așa este. Da, și apa toată care vine de sus, îi vine omul în curte și pare și casa aproape de... Pentru că debitul de pe târși, totul pe acolo, pe la potrânechii de vine. Și a venit... Asta acum, e. Deci doar în perioada de ploie. Deci, credeți-mă, noi avem destul de puțin bani din punctul de vedere, ținând cont de cât a fost de mare proiectul ăsta, se mișcă foarte greu. Merg foarte greu. De firmă vorbesc, de cei care sunt de constructor. Ar fi trebuit și ar fi vrut ca anul ăsta eu să tai pamă. Că nu știu ce o să întâmple la anul cu PNDR-ul și cu Programul Național de Tare Local, pentru că văd că am zis că foarte greu. Noi am primit bani. Atunci când am avut situații, am și primit bani. Chiar ieri făcuse un plată pe o parte de lucrări. Și am avut o discuție cu doamna pentru că am primit o notificare, nu cred că tot joi, dacă nu mă așa sau bine, prin care ne anunță că până pe 9 noiembrie e termenul limită de depus ultima situație pe 2007. Pentru că mai bine de 100% din fondurile alocate pentru programe de acest fel, s-au epuizat. Și atunci
Eu aș fi fost tare mulțumit ca ea să fi ajuns la gata anul ăsta, să fi terminat și cu marcaje și cu avaria aceea unui... Acum nu mai vede ce caos stă pe loc, că poate toarne asfalt și mâini, că nu știu. Cu voieta. Da, dar acolo ar trebui făcut o compactare. Da, dar trebuie că peste pământul ăla iarăși. Da, trebuie disfăcut, trebuie scos, trebuie compactat, trebuie... Aici un minut. Da, stau pe loc și eu aș fi fost terminat asta și nu am nicio șansă să termin, n-am cum să termin. Bun, deci asta e unul. Doi, ar fi... Situația drumului din pantă, cum urcați la biserică, am supus o atenție și anul trecut. Da, știu. Dar acum, din ce în ce se degradează și da. Iarăși ne afectează la fel de mult sau poate chiar mai mult. Așa. Și legat de punctul ăsta, am putea lucra la cauză. Cauza n-ar fi decât o rigolă, care ar fi de 3 metri, 4 metri maxim, datorită faptului că acolo la Virgil Gavriliu nu e atât de mare ulița. Și toată apa care vine și merge pe asfalt, aia e numărul 1, de grijă la biserică. Eu am avut o vedere mereu și o am și acum. Deci acolo ce rigolul oprit, putem face ce cu, mă, pe mine să cu fac buget. Știu și vă gândiți că o să... Proiectul care e depus și la... Și ăla poate va fi peste 5 ani. Cine face niște ca să e foarte greu, pentru că eu dacă investesc acum din bugetul local... O rigolă de 5 metri? Nu știu, dau un exemplu. Nu, iată. Nu, cu asfaltul, da, nu știu. 5 metri de... Nu, 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 doar atâta de rigolă, zicem. Făcând rigola, eliminăm calea apei de a mai merge pe asfalt. Ea vine de sus. Și o rigolă de 5 metri, nu știu ce, Dumnezeu, chiar nu duce nici, eu... nici în 10.000 de apă. Stai să vezi, dacă vine ea, stai să vezi ce se întâmplă în centru sau nu. Mai păi toată apa, aia vine, deci aia face. Aia e sursa. Acolo e foarte mic. Aia e sursa. N-am investit niciodată, pentru că aș fi avut resurse și aș fi putut anul ăsta să bag acolo câteva ore. Acolo e vorba de... Spus că nu are... Nu duce nici până în 10.000. Să dăm drumul la... lucrare și deci să facă... E o investiție care e foarte mică. E prins în proiect și șansul acela de față de acolo. Dar în schimb, e foarte mult. Plus acolo, la drumul lateral, că a văzut că mi-a durat beton pe partea din ulița bisericii, dar aproape la 50 metri încolo. Oamenii vin mereu și să... Oamenii vin mereu și pădurile, dar bucății ca aia ne rup mașinile două. Așa este foarte rău. Dar eu știu că au un proiect turnat asfalt acolo, plus un podeț de alat care o să vină ca și la toate mulțele asfalte. Și practic încurc și proiectul, trebuie să scadă apoi din proiectul respectiv, mai apar dat. Dar domnul primar, aia dar... fiind o investiție atât de mică, care e problema, deci investiție atât de mică, încât cauza ei, efectul e foarte mare. Adică asfaltul de sus de la biserică până în centru, ala îl strică. Da, ala strică. Ăla îl strică, fără două șpa. Deci, eu părere, din noastră, eu am dus-o la cunoștință. Acolo, spuneți o rigolă pe partea stângă, pe la Virgilul ăla de aia. Exact, pe fața șupătului. Nu, nu, pe fața șupătului, să vină în șanțul ăla mare. Pentru că apa merge, ea se izbește vis-a-vis și după aia pe lângă gardul bisericii, de-aia părintele a văzut, a făcut ceva acolo, că-i săpa lui. Și o ia pe asfalt și merge pur și simplu când plouă, deci doar perioada când plouă. El o ia exact pe asfalt, ăla e. Și mai face prăpădul, face prăpădul până în centru, că asta e, deodată s-a urcat apa pe asfalt și a zis, deja rup și tot a rupt și tot a rupt și tot mai rupe. Deci nici la bună de nimic. Unu, așa. Iar trei, e legat cu apa potabilă la Drăgugești. Și la aceeași problemă care o știm și la DDR, eu vă propun și adis-o și analizăm, vă spun următorul lucru. Dom'le, decât să dăm 3 zile în Drăgugești apă și dăm ahodic, dăm 3 zile în DDR și dăm ahodic, haideți să stabilim o dată o zi, știe toată lumea, bă, în Drăgugești e luni și marți apă. Nu e ahodic. Deci programul ăsta e rămas același... Nu e ahodic, păi, dar n-aveți de 3 luni de zile, dar nici la Drăgugești nu au nici luni, nici marți, nici miercuri, nici joi, nici vineri. O dată pe săptămână, cred că putem satisface programul, programul clar e cel pe care e cum afișat pe Cășin Centru, acolo e pus de un an de zile. Se oprește apa de duminică seara și se dă marți dimineața. Adică luni toată ziua nu este apă, plus cele două nopți. Și la fel de joi seara până sâmbătă dimineața. Nu există apă suficientă. Asta este cauza principală. Nu, o știm, eu am dar... fost personal sâmbătă acolo. Eu mi-am făcut cruci. Mi-am Mihai la mesaj dimineața la 7 și ceva. Mi-a fost și simplu. Cred că nu știu să mai răspund. Nu știu să mai răspund, dar nu am răspuns. M-am dus acolo, pe jos, până la câștițul ei, aia, m-a luat pe ghiță și ochiat. Băi, nu spune lui Mocanu, aveam rezerve, zavei de Mocanu, că e golan, că unul nu dă drumul la apă, că mă oprește și mi-a dat drumul noaptea să-și mă oprească, nu știu ce alții când... Nu, m-am dus până acolo, am găsit în rezervoare 35 cm. În situația în care apa a fost oprită de joi seara. În momentul în care ai găsit 35 cm în rezervoare, asta înseamnă 35 cm. Pompa de la DLN,
care pompă nouă, am dat 17.000 de lei pe pompa aceea. Am reparat-o și pe cealaltă veche, am dat vreo 6.000 de lei. Sunt montate, sunt ok. Nu are ce să preia. Pentru ca să pornească pompa la o atmosferă jumate, două, așa cum e gândită, trebuie să aibă măcar 75-80 cm în rezervorul de sus. E vorba din principiu, poate o comunicante. La Drăgugești, pe partea de centru și la vale, apa ajunge. Când vorbim de dealul Tâșului, vorbim de dealul Bisericii, când vorbim de pe vale către capăt, la fel, n-au ajuns acolo apă de un lună și ceva, două luni. Nu știu ce să fac. M-am dus la captare. Am zis că poate s-o formata, poate s-o întâmpla ceva, acolo unde sunt... Apa curge, dar curge la jumătate din țeavă. Înainte aveam țeavă aceea de 110, plină cu apă, și peste era un 5 cm, acum e la jumătatea țevii. Am făcut acum o 3 ani... Paradoxul e altul, că mai jos de unde se face captarea. Nu ați văzut cât curge râul acolo? Acolo curge apă peste tot, nu doar acolo. Deci e dezavă, adică disperi. La captare, nu știu, e un... Nu știu, de debitul nu l-am măsurat așa, dar mai jos, e râul care aproape formează tot râul ăla. Toată râpa aceea este plină de izvoare, dar nu pot să o captez, nu dăm nimeni avizul. Îmi trebuie un studiu hidrologic și nu pot să iau apă de acolo, pentru că trebuie o stație de tratare. Deci de la izvor câțiva pași mai la vale, îmi merg apă... Îmi dați seama că ar fi fost simplu să pun un baraj pe râul ăla și să pun, dar stația aia costă câteva milioane de euro, care nu pot să permit eu la nivel de comuna noastră. Nu am soț. Am fost la bancă o dată și de întâi cu Iisus, nu mi-a dignit. Am început când am văzut mesajul lui Mihaela, iar cum o să m-a ridicat, am plecat la domnul Bonta. Și pentru că lucrez cu general proiectul să fac o nouă fază de proiect. Și am dus cu altă idee. Eu aș avea curajul și cu girul dumneavoastră să fac un foraj de mare adâncime la DL. Ceva de 180 de metri, 200. Am discutat cu domnul Laic la Forsier, care e singura firmă specializată din zona Bacăului care face lucrurile. Spune, nu am curajul să vă fac studiul de cealaltă hidrologie, pentru că nu am garanția că am apă. Și cheltuiesc și 6 miliarde. Dar haideți să mai faci niște captări. Pe propriul răspund, mai jos de captarea care o avem. Nu dă voie, pentru că ce e proiectantul, că trebuie să aibă studiu de la specialist, hidro, că apa aceea este potabilă. Da, prima, facem acolo bazin și o conectăm în bazinul nostru. O facem și cu... Dar cine lucrează fără autorizație? Noi să ne omoară, adică știți cum, avem aici acolitarea, izvorul, sursa, da? Noi, sursa noastră e mică, dom'le, nu mai facem. De la 5 metri mai jos, da? Pleacă apă doldura pe râul la vale. Aia nu putem lua. Nu. Deci, serios, atâta e, de la 5 metri mai jos pleacă apă. Deci am făcut fântâna. Care-ți duci... Am făcut fântâna aia de la deal din izvor, dar că nu știu acolo, nu știu, am ieșit. Da, am acolo, da. Fântâna aceea are 2 metri mai jos. De-aia mulțumim și oamenii, zice, bă, uite, vă-ți duce apa mai jos. Și într-adevăr, asta pleacă degeaba, nu? La 10 metri mai jos. Vă dați seama ce simplu mi-ar fi. Și de acolo, deci vorbim pe aceeași cot, adică de acolo, la bazin limar, să duce prin cădere, este sau nu? Prin cădere, deci atâta ar costa, să faci un alt bazin, 1, 2, 3, să mai faci, de captare, să le duci la același bazin mamă, care duce și o zi la. Mama, cred că e problemă de aviz. Vorbim de aviz, nu dau voie, toată partea aia este mlăștinoasă. Mă, dar o facem așa, pe plac. Da, dar pe plac cine are curajul, nu am curajul ăsta. N-am curajul, pentru că nu m-aș sta cum am făcut ploaia care a fost. Au fost 38 litri la noi pe Dachilegiu. Pe ecla de la Ureva Fer, o luat mama proprie. M-am gândit că ar fi fost acum un pic de apă totuși să crească decât când s-am făcut. Dacă faci eu, când m-am dus eu la Arad cu firul o adresă mai altfel, dar ne-ar înțelege. Dom'le, dacă... Bine, am voie să iau apă de aici, da? Că am autorizație și îmi dai voie să iau din bazinul ăsta. Asta e o fază, pentru că mi-a spus-o atunci proiectul. Problema asta a izvoarelor de suprafață, pe lângă că apa este foarte dură și se vede și în cădările noastre, poate să scadă la un moment dat, din cauza că acea pungă de apă care s-o strâns izvorul respectiv, să consumă și rămâi fără ea. Dar cred că o afectat-o din punctul meu de vedere și cum se numește, acum, secera de anul ăsta. M-a plouat, și ăsta e realitatea. Omul la mine continuă. Dar vorbeam cu colega mea, cu Carmen, care stă la Balta Roșie și spune ce stă. Nu are apă, nu are apă. Eu i-am pozit mai încă, nu are apă, nu am asta, vin și care apă, tăi, deci, un minut, doamne. Nu este, nu știu. Apa oricum va fi o problemă, dar deci, următorii... Eu sper că în primăvară, cu repede, să vorbești la jocul. Deci, credeți-mă că am fost la Poiana Cireșu, la Cunăsirea, acolo la Părinț. Cu Budo Escavator, m-a rugat să... M-am umblat pe pădurea aceea mai bine de 4 ori, 5 ori. Părintea, am găsit undeva un izvoraș. Deci, am venit tare mult, un izvoraș ceva la DL, care să vând undeva de sus, prin cădere, am băgat un miliard, două în țeapă, să-mi vină în cămin prin cădere, mai depinde de pompe și nimic. N-am găsit nimic. Curge un firicel undeva, mai undeva în stânga, pe Brătil, așa. Nu, eu, n-ai ce să aduci, n-ai ce să strângi. Ăsta, la școală, zicea, ar fi o soluție. Că e aproape cât apă este la Drăgugești, captarea pe care am făcut-o noi.
eu mă apuc din lucrarea asta în primăvară, dacă dă Dumnezeu, că suntem în faza de aviz, le obținem aproape gata. Nu pot să mă apuc din iarnă, că nu se poate. Mi-e teamă că depinde nouă de pompe, depinde nouă de aceeași problemă, când este, când nu este, când pică popa, când omul nu-și face treaba. Dar măcar încercă. Dar încercăm, dar cam și acolo câțiva miliarde, că urmă, îți dai seama, e destul de greu, nu știu soluții. Am gândit-o să discut cu cablu, să vedem, poate ar fi o soluție, nu neapărat trebuie să ne comandă lucrurile, poate comandă o altă, să mai zicem, să ne schimbă la un moment dat. Să ne lipim cumva de partea de Onești, cu conducta care vine de la Valea Uzului. Prin partea ce prin Brătila. E păcat, domn primar, pentru că de altfel știm bine. Și atât în Drăgugești, cât și în Brătila de altfel, noi avem o resursă minunată de la Dumnezeu cu atâtea izvoare. Toată lumea știe. Chestia ei trebuie făcută o captare mai de anuare. Drăgugești, apa ar fi din Dărșul. Pentru satul Drăgugești. Când intervine problema satului de lei, e o problemă. Ce-i problemă? Pentru că și aici o gătuiești, gândindu-te că alunge partea aia și nu alunge o parte în cealaltă. Eu vă întreb asta. Dacă noi am face o captare, în totalitate, nu în totalitate, în proporție de 50%, numai de pe pârâul Glodului, sunteți de acord că satisface și de lemn și mai ce rămâne? Eu sunt de acord. Deci pârâul Glodului curge în fiecare, secundă. Care pe pârâul la Hilegiu. Tot gura. Voi din pârâul se iau apă. Nu din pârâu, nu. E izvoarele care alimentează pârâul. Da, dar e tot o pânză, o plasă de apă care deasupra față și nu dă voie. De la sursa noastră, v-am spus 5 metri mai jos, pleacă altă apă. Eu văd zona aceea acolo că am văzut un milion de ori. Atunci trebuie analizat, adică păi trebuie da. Să faci investiții la DNA, dar un exemplu. Mai bine mai faci ceva acolo, mai faci o conectare. Acolo. N-am încercat acum 2 ani să ne-am putinut. De ce am făcut fântâna aia? Singurul loc în care mi-a dat voie apele române să fac puțul respectiv a fost în amonte de rezervoare pe partea cu cracul celălalt prin Măgura. Acolo la fel, era chiftea apă, așa ca să spun. Dar pe ce temei spun că nu-i mai dă voie să mai luăm un izvor mai jos? Care temei? Deci am cavat acolo, n-am luat izvor, ne-am făcut un dren în pământ, unde îi spune că trebuie să treacă prin 7 metri de pământ, să filtreze, să nu știu ce se întâmplă. Acolo ar trebui să o luăm chiar din vatră, din albii. Nu poate să facă o captare acolo, nu văd cum ar putea să o facă. Și nu vedeam proiectantul că nu se poate. Nu proiectam, nu vreau să spun din lucrul ăsta. Cel care face studiul hidro. Nu da, vizi și nu... Mi-ar fi simplu, puteți să încerc cum ar fi mie. Păi mai e o problemă. S-au mulțit foarte mult și abonați. De exemplu, săptămâna trecută am branșat vreo 9 inși. M-a săptămâna trecută, la Drăgugești. Deci m-a săptămâna trecută. Nu poți să spun multe branșate. Nu există lucrul ăsta. Păi nu te lega. Da, bune, când este altul, ești în sabonină, că nu mă dai. Toată culța aia, cum îi spune acolo, de altă, Vănică Popescu, au venit și cu cheltuiala lor. Dar și poți să ne simți să doi lucruri de acord? Oamenilor, îmi dați un bol de scavator să ne săpați, că încolo suportăm noi tot. Pentru că nu aveam putere să vezi că acolo. Poate cum aș fi costat de 2 ori, poate aș fi costat de mai de 3 ori. Nu, clar, trebuie lucra la sursa de alimentare, la rețele de apă. La luată captare. Totuși, am fost la Gonta și la General Părinte, numai pentru lucrul ăsta. O să mai încerc cu și vă arăt. Mergem împreună acolo. Eu o să vă sun și mergem împreună acolo. Nu prima dată. Măcar curge apa, mai jos, curge apa și duce în lăugă. Vis-a-vis de problema apei, sunteți la orice punct, la orice discuții cu toți. N-am altă... Pentru mine cea mai mare problemă asta este. Deci ați văzut noastră pe perioada de secetă, pârâul Glodului acolo... Nu schimbă deloc și se modifică deloc albia. Deci e mai puternic decât celălalt, pârâul e regiunul. Dar izvorăște peste tot. Deci oamenii sunt pe ăla cu picior și acum sâmbătă. Din loc în loc se vede cum izvorăște apă. Este foarte mult apă acolo. Nu poți să o capteze, nu poți să o iau. Când trebuie tale tratare care costă nu știu câte milioane de euro. Nu pot să-mi dau seama eu ce însemna. Și bănuiesc că nu primești niște avizuri de folosire. Iar omul nostru nu înțelege că dacă apa e doar menajeră și nu e potabilă, de ce e potabilă? Cum? Și acum... Asta e altă, aia bine, e bine, zic, aia se poate rezolva. Să fie acolo apă nepotabilă, da. Să fie în confort, dar nu folosește asta. E treaba lui și asumă ceva. E săptămâna care... Doamne, dacă spune că tot unul dăunează grav sănătate, ce nu mai fumează? Săptămâna care încercăm și varianta. Vă sun și mergem împreună acolo. Și vedeți că sunt surse. Asta e paradoxul. Că și oamenii zic, băi, uite, mai jos de izvor pleacă apa și duce pe râul haotic și noi nu avem apă. Dar pleacă cu toată lungimea drumului, tot lungimea apei. Da. Nu știu ce e acolo. Era... Acolo zic că s-ar putea face. Într-adevăr, cu mai multă trudă, mai mult chin, pentru că mai vin și afluențe pe perioada de ploaie, da. Care tot acolo trag și populele. Da. Dar, da, trebuie... Nici nu poți de apă și cum n-ai de apă. E sursă sigură. Vreau că trație de
Da, nu știu, eu sper să în toamna asta să mai, nu știu, să mai plouă, să nu dau problema. Deci nu-i problema pompe, nu-i problema, vă spun ceva ce domnule, e adevărat că am auzit, ceva, chiar o cosmie de tele. Că am auzit... Închizu pe păcer, da. Nu, nu, e aia. Au fost și discuția, nu mai discuția. Nu, 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 nu-i mai dat să am zis că primăriți am dat apă și dumneavoastră ne-ați luat-o. Am și eu de astea, constat, nu știu. Îmi spune cineva că am înțeles că nu-i dat apă din cauza când ați nu o plătit. Bă, fraților, nu e... În primul rând, asta ar fi o cauză, că trebuie să plătești apa. Dar nu că ți-am oprit eu apă, Dumnezeu. Fie acum apă, Dumnezeu, este văd că ai apă și pe aia vedem, mai încasă, nu știu bani. Dar nu, nu este. Nu, da. Nu, 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 am văzut cu ochii mei, dacă nu mă duceam eu acolo, nu, nu credeam. 3 cm în rezervoarea. Nu ar fi venit. Bun. Mai sunt întrebări? Mulțumesc! Ați luat la cunoștință de ținele în care se pentru această audiență? Da, da, da.